Da, domnule, dacă de domnul m-a întrebat, te crezi la pensiune, ce puteam să-i răspund? Ori da, ori nu. Da, chiar mă cred la pensiune. Nu știu dacă... Da, dar nu aici am avut eu probleme neapărat. Ba da, de aici... Nu, 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 aici am luat încet, dar am luat-o frumos. Mi-a spus cu șeriful, că ai pe la urmă fiecare interpretă... Păi nu, aia a fost problema. Nu, și faptul că după aceea ai pus condiții, doamna Blina, nu mai vorbesc nimic de acum încolo. Nu, păi nu m-a deranjat că mi-ați atras atenția cum am răspuns cu... că mă cred la pensiune, nu că... Da, dar am luat-o încet, deci abia atunci ți-am spus mai mult. Hai să nu vorbim ironic, că e clar că nu ești la pensiunea ta. Te-am întrebat și eu dacă ai venit cu toaleta de acasă. Sau cu patul de acasă, din care... Dacă mă simt ca la pensiune. Hai, lasă-te. Și te simți ca la pensiune? Da. Dacă se crede la pensiune la el, acasă. Am înțeles. Hai că am înțeles cu toții cum ai răspuns. Ideea este că, bun, înțelegem că suntem într-o emisiune, suntem în direct și trebuie să respectăm telespectatorii, dar în același timp ar trebui și stafful să țină puțin cont de telefoanele care au fost acum săptămâna trecută. Mă refer la cele două doamne care au spus că nu suntem pe antena Play mai deloc. Ar trebui să respectată și dorința lor. Vreau să spun că ieri, din partea doamnei Dana, susținătoarea lui Viorel, a trebuit să-mi dea un buchet, mie și celorlalte fete, antena Play era cu totul în altă parte. Bine, era pe el, dar nu s-a întors și spre mine să pot să-i mulțumesc. A trebuit să merg în Livi, să caut antena Play ca să pot să-mi mulțumesc. Ce treabă are antena Play? Nu mă refer, nu știu cine este în spatele camerelor, cine se ocupă de asta, dar cred că două luni de zile, în timpul emisiunilor, în direct, două ore a fost în top, toate discuțiile erau doar ale Oanei. O jumătate de oră v-ați făcut dumneavoastră toate celelalte ce trebuia să spuneți, o jumătate de oră era acordată tuturor celorlalți concurenți. Nu mi se pare destul de normal. Și eu ce să fac dacă asta... Nu, dumneavoastră nu aveți nicio vină, doar că vreau să mă audă, nu știu cine trebuie să mă audă. Domn producător, nu știu cine trebuie să mă audă. Dar cred că și ceilalți 75% din telespectatori sunt destul de importanți. Nu dar cred că trebuie... Asta, păi da, doamne, de exemplu, nu s-a ținut noi doi cont. Aseară am stat două ore în pat. Așa. Eram cuplul nostru, Mariana Grigore, Andrei, Cristina, patru cupluri Laura. În dormitor. Amândouă camerele, timp de două ore au stat doar pe un singur pat. Adică deci nu s-a mișcat deloc. Nici noi nu suntem respectați la rândul nostru. Eu, repet, noi nu suntem de umplutură aici. Eu am înțeles ce spuneți voi. Dar ideea este următoarea. Ați început de la a spune că susținătoare din magazin vin și vă spun vouă că nu știu ce face stafful, că nu știu da, ce anumite lucruri se nu este... Bun, dacă sună un telespectator care probabil că ține cu daia al vostru, un susținător al vostru, și spune, nu sunteți dați deloc pe antena Play. Da, asta ne credeți că așa și este? Da, dar și noi vedem dacă o cameră este pe noi sau nu este. Adică, am înțeles. Eu bun, antena Play e un alt capitol, de care eu nu răspund, vă spun sincer. Dar cu siguranță nu mă interesează fix ceea ce am vorbit noi. Imediat o să vedem ce putem face și cu antena Play. Deși, la câte mulțumiri aveți de dat voi fiecare, n-are de unde să știe omul din spatele camerei când urmează să mulțumiți voi sau când mulțumesc eu. Nu, era camera pe Viorel, trebuia să se întoarcă imediat și pe mine pentru că mi-a dat buchetul de flori. Trebuia să mulțumesc și eu, nu? Dar nu e vorba numai de asta, e vorba că după ce se termină emisiunea până la ora 12, când sunt băieți, sunt 8 ore. În 8 ore, măcar o jumătate de oră să fim și noi dați, ar trebui. Ne simțim puțin neglijați și nu cred că suntem de umplutură doar să umplem canapelele toți ceilalți concurenți. Constantina, sincer, mă simt puțin... Eu am înțeles ce vreți să spuneți voi. Ponderea pe care a avut-o Oana în ultima vreme te face pe tine să simți că ești într-un cont de unul. Nu, chiar nu este cam asta vrei să-mi spui. Și simți că ești cumva tratată inegal. Nu, dar și noi ieșim afară și asta e vorba cu ce ne spun susținătorii noștri. Că voi ați sărit cumva gardul? Voi mai sunteți acolo în casă? Foarte mulți spun, dar nu vă vedem drăgăsoși, nu vă vedem, vă faceți declarații sau ceva. Păi normal că nu ne văd, pentru că atunci când o cameră ne văd că suntem bine, suntem ok între noi, se întoarce imediat în altă parte. Nu mai putem să ne arătăm dragostea sau declarațiile pe care ne le facem și noi zilnic. Dacă ne văd că suntem puțin mai nervoși, poate atunci. Credeți că în timp de 2-3 luni de zile noi nu am avut momente frumoase? Da, nu a gătit pentru mine? Păi dar nu, nu se fac materiale, doamna Mirela. Nu se fac materiale. Eu nu vreau să jicnesc pe nimeni. Sunt anumiți susținători, care clar sunt subiectivi, că de aia sunt susținători ai unora dintre voi, da? Și care, iertați-mă că spun... Bagă și puțin fitil. Nu, dar de ce? Ca să veniți voi să spuneți asta în emisiune și să se înceapă discuțiile. Deci ești că vor liniște și pace, dar părerea mea este că nu vor liniște și pace. Vor cumva să vă întărâte împotriva altora. De ce? Ca să veniți voi și să spuneți, da, uite ce face, staful plătește pe Laur, staful dar nu ne întărâtă contra lui Laur și a Oanei. Dar voi ați spus că v-au spus niște susținători, nu Corina? Că florile pe care Laur le aducea erau plătite de staff. Astea nu sunt născoceli, nu sunt fitile. Dacă voi credeți toate aceste baliverne, iertați-mă. Doamna Mirela, dar hai să o luăm altfel. Cât la sută avea Andrei la începutul competiției? Vreo 40% numai el? 40% numai el.
florile alea pe care le primea din Milano, de alea, erau tot de noi plătite. Da, dar Constantina și Raimond, câte luni de zile numai voi ați avut primele locuri? Florile pe care le primeați, susținătorii, erau cumpărați tot de către staff. Dar de asta hai să fim subiectivi și corecți, vă rog. Eu sunt foarte subiectiv. Doamna Mirela, noi am spus și am auzit. Lucrul acesta nu putem să-l dovedim sau nu putem să spunem că da, într-adevăr, asta credem. Noi ne referim strict la ceea ce se întâmplă cu camerele, nu ne luăm după susținători, ne luăm după ceea ce vedem noi aici. Sunt 10 camerele, toate camerele se duc după o singură persoană. Deci ne simțim puțin neglijați. La voi ca să faceți și voi materiale, că nouă ne-ar conveni să nu mai stea camerele pe noi. Să mai faceți. Știți ce, doamna Mirela, se poate încălca foarte ușor și regula 25. Cum așa? Păi dacă toate camerele sunt într-un singur loc timp de 2-3 luni. Eu aseară am luat două ore, mă credeți? Ia încercați. Hai să facem o dată experimentul. Să fac eu experimentul într-o seară, nu o să fac, doar o să mă dezbrac, o să vă arăt că stau în boxer. În fundul gol? Nu, în boxer, când o stau în fundul gol și să vedeți dacă eu o să primesc un mesaj că stau așa. Eu zic să faceți experimentul ăsta și să vedeți. Da, o să fac. Bun, dar totuși n-am înțeles legat de, asta zic, de jigniri. Raimond, orice ar fi. Da, eu am ajuns la o concluzie. Eu dacă jignesc, sunt pe antena play. Și atunci o să răspund susținătorul. Trebuie să înjur în fiecare zi de 2-3 ori, poate așa mă vedeți și dumneavoastră. Când ridic tonul, nu e la mine. Acum într-o seară, tot așa, nu era o cameră, nici pe mine, nici pe Andrei. A ridicat Andrei un pic tonul, un pic l-a ridicat. Știți cum s-a dus camera? Fum. Dar e cu o jumătate de oră înainte, numai să sărutau, numai să te iau frumos. Momentele frumoase nu se văd. Așa spune toată lumea, că momentele frumoase nu se văd. Nu știu, sper așa să se spune ceva în sensul ăsta. Treaba asta. Bun, eu zic că se văd toate momentele și cei care vor să vadă cu siguranță că văd toate materialele. Au fost foarte multe materiale frumoase cu voi, nu s-a ratat nicio aniversare, nicio cerere în căsătorie, niciun moment romantic. Vorbesc de ultimile luni, doamna Mirela. Eu înțeleg, Constantina, încă o dată, înțeleg faptul că acum ați simțit că Oana a luat tot. Oana a fost în mijlocul unor discuții, că a vrut ea să facă treaba asta, că vrea să fie în prim plan, că a schimbat doi iubiți cu dorința de a fi în prim plan, de a fi în jurul ei lucrurile. Habar n-am ce e în capul ei. Dar ce se întâmplă trebuie să dăm. Eu am observat de afară că se schimbă camera. Niciodată nu stăm în pat și noi stăm toată ziua în pat și toată ziua ne pupăm. Doar vă înjurați, doar vă certați. Asta doar sunteți nervoși, doar vă jigniți. Adică... Eu tocmai altceva am auzit din ce spuneați voi. Și anume, ce să facem cu Raimond și Constantina? Știți, se spunea din mesaje, care stau toată ziua în pat și numai se pupă, nu fac nimic altceva. Noi vrem să vedem oameni care dansează la petreceri. Nu asta citeam pe materiale. Acum spuneți că stau toată ziua în pat și nu văd așa. De foarte mult timp, chiar n-am mai stat deloc în dormitor. Eu vă spun un lucru din experiență. Orice ați face, nu puteți mulțumi pe toată lumea. De aceea, cel mai ușor este să fiți voi, trăiți-vă viața și lăsați-le încolo de camere. Nu vă mai faceți viața după ele. Nu mai vedeți pe unde e obiectivul. Pentru că vă pierdeți voi din energie. Uite, începem cu voi. Na, ați jucat și voi un joc de cărți.